Timp de trei zile în sala polivalentă din Odorheiu Secuiesc au avut loc finalele Campionatului Național de Lupte Greco-Romane, competiție rezervată tinerelor speranțe. Clubul sportiv mușcel a fost reprezentat la acest ultim act al naționalelor de luptătorii Vlad Maria și Radu Mâzgaciu, din delegație mai făcând parte și antrenorul coordonator al Centrului Olimpic de la Câmpulung, Anton Arghira. Cei doi sportivi mușceleni s-au comportat excelent, atât Vlad Maria cât și Radu Mâzgaciu, mergând cap la cap până în ultimul act al finalei. Din păcate, cei doi au trebuit să se lupte pentru supremația categoriei 75 de kilograme, Vlad Maria impunându-se până la final. Astfel, la Câmpulung au ajuns medalile de aur și argint ale categoriei, rezultatul fiind considerat de mai mari clubului mușcelean excelent, obiectivul propus al acestei finale naționale fiind îndeplinit.